te supăra, neicuță, că n-am vrut să-ți dau guriță. Vezi că mie-mi pare bine, ce să fac, mi-e rar rușine. Vezi că mie-mi pare bine, ce să fac, mi-e rar rușine. Pentru mulți dintre noi, Login este Irina Login, pe piesa tocmai de introducere. Acum că am înțeles ce înseamnă Login, Logout, bineînțeles, ați văzut și dumneavoastră, creierul deja ne spunea, hai, de ce m-ați aplaudat de două ori? Era cumva acolo setup-ul, ne spunea mintea că trebuie să se întâmple ceva, nu? Era greu să vă dați logout de la acel moment. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Logout. Până acum am auzit că logout înseamnă deconectare. Corect? Logout, a te loga afară. Noi în street art cam așa înțelegem. Logout. Logout să dăm un spray? Logout să vandalizăm ceva? Logout să mai scăpăm de stres? Am trecut, vorba aceea românească, de la Ana la Caiafa. Prin acest demers amplu de a organiza un eveniment care, la început, lumea a spus că suntem nebuni. Nu puteau să conceapă un eveniment în care artiști care sunt căutați de poliție, amendați de jandarmerie, bătuți de alții, să ajungă la asemenea amploare și să vină alții politicieni și alții să încerce să pună mâna pe o chestie de genul acesta, pentru că se face. A făcut ceva. Dar totuși, demersul este mult mai amplu și este costisitor și înseamnă foarte multă energie. Și am trecut prin foarte multe lucruri care nu o stau să vi le povestesc acum, că nu o să ne ajungă 15, mă rog, 3, 2, 6 minute. Dar cam așa arată o clădire, dar ați văzut și dumneavoastră, probabil, până acum. Am încercat și la Satul Mare să vandalizăm niște fațade. Ce este logout-ul, de fapt? Este acea variantă în care efectiv ne deconectăm de la aplicație, punem telefonul jos, închidem televizorul. Cred că înseamnă mai mult. Logout-ul înseamnă și a te loga afară. Pentru ca să poți să te loghezi afară, asta înseamnă că nu trebuie neapărat să fii logat undeva înăuntru, dar aduce responsabilitate. Ce e afară? La ce mă loghez? Cu ce umplu ceea ce vreau să las înăuntru și vreau să ies afară? Este o formă de escapism, la urmă urmei. Vrem să ieșim, să lăsăm ceea ce ne înconjoară pentru o secundă și poate ne apasă. M-am născut în Sibiu în 1986, 29 septembrie. Pentru muzică, pentru artă, pentru cultură, ești special. Mulțumesc! Ulterior, fă-te doctor, fă-te inginer, de ce nu te faci și tu ca surorile tale, profesor, învățător? Lumea a încercat să-mi dea login pentru ideile și societatea a încercat să mă creeze după
propriile șabloane. Totuși, în mintea mea de om rebel, crescut între patru femei, trei fete și mama, nu am acceptat, sau cumva forma de rebeliune a fost tot în muzică, mă regăseam foarte bine acolo și în artă. Și am decis cumva să merg mai departe, așa cum pot, cum știu, închizând ochii și urechile, dându-mi logout. Sunt două tipuri de logout. Logout-ul acela pe care ți-l dai singur, pentru că nu vrei anumite paradigme, anumite șabloane deasupra ta. Și acel logout pe care ți-l dă societatea dacă nu ești ca ea. Ăla e diferit, nu? E foarte bine. Sunt aici ca să vă spun că se poate. Se poate și dacă vă dă logout societatea afară. Și dacă vă dați voi logout afară, din chiar e benefic să vă găsiți ceea ce încerca, un lucru pe care încercați să-l faceți și vă regăsiți în el. Și să nu țineți cont de ceea ce vă spune lumea. Acum, nici nu vreau să cădem în extrema cealaltă și să mergem foarte departe și să nu facem nimic și noi crezând că facem ceva. Bine, este și puterea nimicului, o putere totuși. Când este necesar să ne dăm logout? Am auzit de burnout, am auzit de tot felul de lucruri minunate. Mă simțeam la un moment dat ca la Stanford aici. Era fantastic cu AI și cu toate lucrurile. Dar când ne dăm logout? Când simțim că nu mai putem, s-ar putea să fie prea târziu. În momentul în care alegem, s-ar putea să fie prea devreme pentru că nu am încercat. Să nu vorbesc, să nu observ, să tac, toate lucrurile acestea ne duc încet, încet spre o viață în care noi ar trebui să fim șefii. Noi putem să decidem ceea ce vrem să facem, ceea ce putem să devenim, ceea ce, nu ceea ce vrea să vadă lumea din jurul nostru la noi neapărat, dar acolo unde găsești licărirea aia, să fii cel mai bun. De unde să ne dăm logout? Cred că am dat prea repede. Așa. De unde să ne dăm logout? Ne dăm logout din familie, ne dăm logout de la idei, ne dăm logout... Era acea chestie cu care am fost semi de acord în perioada pandemiei. Opriți pământul ca să cobor la prima, sau cum era. O mare tâmpenie din punctul meu de vedere. Este foarte important să știi totdeauna unde ești și pentru ce lupți. În momentul în care ai un sens în viață și ți-ai găsit menirea, chiar dacă este, nu știu, spălător de vase sau chelner sau egal ce, dacă faci cu drag, o faci la mare artă. Și de acolo începe, de fapt, într-adevăr, cuvântul de a face artă. Nu trebuie să cânți la pian sau la vioară, nu trebuie să fii neapărat un designer de vestimentație, nu trebuie să fii neapărat un dezvoltator IT, sau poți să fii de toate. Și tu ești artistul din toate. De ce să ne dăm logout? Pentru că suntem bombardați cu atâtea informații și în stânga ceva, în dreapta ceva, suntem sfâșiați, efectiv, de foarte multe ori, de lucruri care nu sunt ale noastre. Poate nu ni le dorim, poate nici nu ne trebuie, dar pentru că suntem bombardați cu ele, sub o anumită formă le acceptăm și începem să ne login în ele. Și la un moment dat ajungem sfâșiați de energie, terminați psihic, on the edge, și ne gândim, dar eu unde am greșit? Am avut foarte mulți voluntari la festival care... au ales calea artei, nu zic că ăsta e cel mai bun exemplu, adică e un exemplu suprem, dar este doar un exemplu. Încercau să facă matematică sau științe sociale sau... După ce au luat contactul cu spray-ul, cu arta de a face picturi pe ziduri, și-au schimbat optica. Au vrut să meargă la București să studieze mai departe un artele sau... Am reușit cumva prin eveniment să shiftăm paradigma unor copii care nu își găseau neapărat identitatea în ceea ce la momentul respectiv societatea le oferea. Și noi am apărut ca o alternativă. Am apărut ca o alternativă, bineînțeles, pozitivă. Noi nu ne dorim să vandalizăm ceva, deși de foarte multe ori suntem confundați cu cei care bombardează trenurile sau curțile oamenilor, porțile sau zidurile.
Totuși, ca să creezi un eveniment de genul acesta, ai nevoie de o grămadă de autorizații. Începând de la primărie, până la arhitectul șef al orașului și așa mai departe. De ce, totuși, logout? Pentru că acolo ne reconectăm cu noi înșine. În momentul în care spui stop la tot, asculți și începi să-ți dai seama unde ești. În momentul în care îți dai seama unde ești, îți dai seama dacă țelul unde îți dorești să mergi sau țelul pe care ți l-ai pus încă este acela pe care ți l-ai stabilit la început sau poate îți dai seama că nu este acela și trebuie să-l schimbi. Importanța logout-ului. Dacă știm când să spunem stop, dacă știm când să spunem nu, dacă știm când să spunem I need a break sau mă loghez afară, ok, am văzut lucrurile dinăuntru, acum vreau să ies afară, vreau să îmbrățișez un copac, vreau să simt iarăși iarba, cum se simte desculț când alerg prin ea. Sunt foarte multe lucruri care ne țin închiși înăuntru. Cele mai multe lucruri, de fapt. Telefonul, poziția ghiocelului, direct m-am închinat lui când am aplicat telefonul. Mă ține acolo captivat. Televizorul, la fel, intru ore, filme, seriale, serialele, nu mai zic. Importanța lui, gata, mă ascult, vedem ce facem mai departe, încerc să mă reconstruiesc, încerc să reafirm că în această viață autoritatea superioară este doar Dumnezeu. În rest, eu sunt șeful. Nu știu câți dintre voi ați avut ocazia să țineți un spray în mână. Este cineva aici care a dat cu spray-ul, oare? O acitare. Și nu era un sentiment așa eliberator în momentul în care dădeai și vedeai efectiv cum iasă și se colorează ceva. Ok, se mâzgălește ceva. Nu vă sfătuiesc să faceți pe case sau pe porți sau pe chestii, pentru că o să ne luăm amenzi și alte lucruri. Eu am două dosare penale din cauza asta. Dar totuși, este o formă de eliberare. Și chiar vă rog o dată, dacă vă rămâne ceva în cap din toată treaba asta, luați odată un spray că sunteți nervoși și în loc să vă înjurați, în loc să vorbiți urât cu voi înșivă sau să vorbiți urât cu cei din jur, mai bine puneți mâna pe un spray și încercați să desenați ceva. Că desenați o inimă sau că desenați, nu asta ideea ce desenați, ci doar faceți-o. Să vedeți cum vă eliberați și mâine vreți să o faceți din nou și poi mâine și o să ajungeți să comandați spray-uri de la București. După 9 ani de zile de street art la Sibiu, vă dați seama, la început eram foarte... am fost bine primiți de către autorități care și-au dat seama că prin chestia asta se renovează fațadele urâte ale orașului, ale cartierelor, blocurilor. Oamenii la început erau sceptici. Vecinii veneau, uai, ce-s cu mâzgăliturile? Vă dați seama, artiștii la început trasează schițe. Pentru mulți sunt doar linii, pentru alții sunt diverse forme geometrice care ulterior sunt legate și compoziția începe să existe. Cheamă poliția. Certuri, scandaluri. Cum de au voie ăștia să facă așa ceva? Auzi, da, voi... Dar după 9 ani de zile avem 14.000 de metri pătrați de pictură murală, 136 de lucrări. Suntem primul oraș din țară care am adus această formă de, acum o să spun urât, graffiti legal. Graffiti este incorrect spus pentru că se referă strict la lettering, graffiti-ul. Ori noi facem pictură murală, ceea ce este un pic mai mult decât graffiti. Să zic așa, graffiti este o subdiviziune al artei murale. Folosind termenul de artă murală, am avut probleme cu Biserica Ortodoxă, bineînțeles, că ei au artă murală pe vitralii, pe alea și nu putem noi să folosim golanii de pe stradă. Da. Și totuși, după 9 ani de zile, taram, suntem aici. Parcă altfel simți viața când te caută jandarmeria. Am început pe instituții publice, am început pe grădinițe, școli, după care am mers mai departe. Pentru că a fost foarte important să schimbăm ceva în general. E foarte ușor să stai pe margine și să spui nu-mi place aia, nu-mi place aia, puteam să fac mai bine o cenașpa. Să ne oprim. De aici ar trebui să ne dăm logout. Din atitudinea asta de judecător, ar trebui să ne dăm cu toții logout și să începem să vedem unde, what I can do better, unde pot să log in to make it better.
Cred că de aici cumva începe schimbarea. Și pentru ca să schimbăm o generație care vine văzând generația părinților mei, a, ce-s cu muzgăliturile acolo, da? Am început în școli, în grădinițe, să pregătim psihicul, să pregătim următoarele generații să fie mult mai deschise pentru așa ceva. În loc să ai un zid alb sau mucegăit sau gri, mai bine ai un zid colorat care transmite un mesaj, un mesaj pozitiv. Un mesaj care cel puțin te face să gândești. Nu contează că îți place sau nu îți place, în momentul ăla tu spărăsești haina asta de a sta și de a judeca și trebuie să-ți argumentezi. Bă, nu-mi place pentru că. Deci, cel at least, cum zice americanul, i-am făcut pe oameni să gândească un pic mai mult, să părăsească zona asta a lor de confort și să vină cu argumente, pro și contra. De ce nu? Da, cam asta a fost. Între escapism și vandalism. Vă mulțumesc foarte mult!